Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Dead by Daylight. Astăzi vreau să joc ca ucigaș pentru voi, pentru că eu vreau să joc doar ca supraviețuitor, dar hai să mai schimbăm puțin și să mai jucăm și ca ucigaș în videoclipuri. Ia uite-i pe băieți, ce faceți voi aici? Haideți la tăticul să se joace cu voi. Bada bing bada boom. Nu fugi, nu fugi. Vino la tati. E cel mai nașpa să joci ca supraviețuitor și nici n-a început meciul bine. Și ucigașul cel ce ți-a dat bastârca. Stai jos. Nu uitați băieți să apăsați și butonul de like dacă vreți să apară seria în continuare în fiecare zi. What up, what up? Hai, hai, nu mă deranja că iese urât. Unde n-ai vrea să intrăm aici? Hai, nu te mai zbate, stai puțin că te bag acum. Hopa! Ok, stai bine acolo, da? Foarte bine. Poate te salvează cineva, nu contează. BAM! What up, what up? Stai bine? Ok. Am văzut că mai e un băiețel pe... Ia, ia. Ce-a scăpat? La tati. Hai că fac mai multe puncte pe voi, e bine, nu e rău. Bastârca! Uuu, cartofi! L-am spart pe cartofi, îl vedeți? Cartofel, vino încoace la tati. Bă, măcar a încercat, adică trebuie să recunoaștem, da? Ok, hai, ușor aici. Patropa! Încărlii! Ne prefacem că plecăm. Hopa, am plecat, am plecat. Hopa, no. Te-am prins? That ass, boy! Hai! Care face o mistocaru? Dai jos! Ia vine la tăticu! Wow, bastărca! Te-am bastărcit! Ok! Mai departe! E al cârlig acolo? Na, nu e. Uite, văd un cârlig aici. Ai răbdare. Imediat te ajut. Nu te mai zbate. Stai cu minte acolo sus. Apa! Boom. Și mai aveam noi o domnișoară aici. Unde e domnișoara? Ce-i faci, mă, nemernicule? A scăpat? Bă, mă lași? Opa, am văzut ceva acolo. Vino la tati. Hai la... Ok. Hai în cârlig. Am, bă nu, stai. Asta mă l-a scăpat pe ăsta. Hai, ușor. Bă, trebuie să recunosc că vă ajutați între voi, ceea ce e super. Însă, stai. Da, pare rău. Mai ai tu prieteni salvatori de ăștia cu tupeu? Sau s-au dus și ei să facă generatoarele în sfârșit? Nimeni? Ding, dong, ding, dong. Ok, se pare că te-au părăsit. Nasol, nasol. Așa e? Da. Dar nu vom pleca până nu mori, pentru că cine știe ce se poate întâmpla. Uga, buga, uga! Rip! Ok, probabil s-au dus să repare niște generatoare, așa că hai să vedem. Pe aici? Nu. Pe aici? Nu. Cu ochii în patru, că cine știe pe unde s-au dus ăștia. Mai sus. Da-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Vino la tati. Ești gata de bastârcă? 3, 2, 1. Bastârcă! Woo! Jucărină, hai. Patropa. Hai să vedem unde e un cârlic. Oh. Hai să încercăm o prostioară. Dar nu pot să-l pun. Fuck, o să scape. N-am avut cârlic aici. Hai că te-am văzut că ai plecat în față. Nereva s-a dus, nu? Uite. Hai că te bastărcesc pe tine. Și acum, fiți atenți. Oamă la... A, nu. Am crezut că a dispărut. Și... Nu prea se pricepe fata.
Mă rog. Mi-a scăpat bine ăla, am crezut că s-a dus în față, înseamnă că am văzut-o pe ea. Sau nu știu pe cine n-ai am văzut. N-am niciun cârlig pe aici, ești nebun? Am tocmai în partea aia, hai nu te zbate, ajută-mă și pe mine puțin. Perfect. Ei nu se mai zbate, cred că reușea. Sau nu? Mă rog, hai să punem în cârlig. Dar îmi pare rău pentru tine. Da, e GG, adică n-au niciun generator. Doar dacă Kratos găsește trapdoor-ul. Dacă găsește trapdoor-ul, atunci va putea scăpa. Dacă nu e RIP, pentru că nu are cum să activeze 5 generatoare. Deres. Iată de ea, bă, dau urâte. Nu prea văd. De celălalt. Nu cred că e prin apropiere. Dar nu poți să știi niciodată, nu? Op. Hai. Ding dong, ding dong. Moare mă sau nu? O lăsăm aici? E RIP. Iu! Ok, deci asta trebuie să fie la ceva depărtare. Dacă aș fi în locul lui, m-aș fi dus la un generator mai departe. De fapt, dacă aș fi fost în locul lui, aș fi căutat trapdoor-ul. Altfel... Credeam că a scăpat ăla. Niciodată n-am găsit generatorul, trapdoor-ul pe harta asta. Nu știu unde e, efectiv. Și am căutat peste tot. L-am văzut, e aici. Oh! A plecat. Băi, ești nebun? Am crezut că... Bă, ce joc mi-a făcut ăsta? A, uite-l. Aaaa, și n-am ce să-i fac aici. Hai bă, prinde-l, prinde-l. Fac multe puncte pe el. Survivor found. Na. Vino coace. O mai fugi atât dacă ești mort oricum. Ce frumos. Ce frumos, băieți. Deci... N-am niciun cârlig prin apropiere. Păi dacă mă supăr, ia stai jos. Ok, vrei să scapi? Stai jos până rămâi fără sânge în corp. Și mori. Ori. Habar n-am unde s-a dus, dar mă enervează prea tare tipul ăsta. L-am lăsat să sângereze până moare. Pentru că nu puteam să-l duc într-un cârlig. Cârligele sunt prea... Sunt la o distanță prea mare și nu ajung la ele. No one escaped, perfect. Un victorie perfectă. Cred că îmi dă mulți bani. Eu sunt tare curios. Cât îmi dă? Deci aveam 7000 până la 22000. Destul de... Bă, binișor. Binișor, binișor. Ok, hai să dăm leave. Și să mai facem încă un match, nu? Să mai încercăm. Ești o enervantă harta aia pentru că nu ai niciun cârlig lângă. Ați văzut și voi că am mai încercat. Nu e niciun cârlig lângă, n-aveam unde să-l duc și scăpa fraierul. Urăsc harta asta. O urăsc rău de tot. Ok, hai să vedem. Să vedem ce iese. Poate reușesc să-i mai bat pe ăștia. Mi se pare că nu au level mic. Vedeți că peste tot poți să sari ca supraviețuitor pe harta asta. Deci trebuie să fac niște jucuri ca lumea ca să reușesc să-i prind. Și dacă prind pe cineva, nu trebuie să-l las să scape. Sub nicio formă. Mă duc direct la generatoare. Nu. Mănâncă și nasul. Ok, aici nimic. Oh. Stai de nas în nas cu mine. Aveleu, are și... Medkit. L-am bastărcit. Nu știu ce neva vrea să facă. Oh, ok. Apar n-am ce a vrut să facă, dar... Hai să-l terminăm. Sper că am și eu un hook pe lângă. Ia uite-l, fix lângă. Perfect. Frumoasă încercare. Hang, hang, hang. Boom, nice. Ce sunt de level mare, deci să ținem minte că pot să facă jmecherii. Uitați-vă și voi, locul ăsta e groaznic pentru ucigași. Poți să scapi pe acolo, pe acolo, pe acolo și pe aici. Lumești! Scapi pe oriunde!
Poate să-l salveze cineva foarte ușor. Deci trebuie să stăm aici, să avem grijă de el, altfel va fi grav. Cred că se salvează pentru că nu vine nimeni să-l ajute. Cred. M-ar ajuta pe mine dacă s-ar omorâ. Să-și termine viața. Mi se mișcă foarte urât pe harta asta, am puține frame-uri. 34 de frame-uri am pe harta asta. Și adineauri aveam 60 pe cealaltă hartă. Deja fac toate generatoarele, deci ăștia nu vor să-l ajute. N-au vrut să-l ajute absolut deloc, s-au dus direct pentru generatoare. Ceea ce e un lucru bun pentru ei, dar un lucru nasol pentru mine. Cred că se duc pe aici băieții. Se mișcă repede, n-am ce să le fac. Stai aici! Irocoace! Ok. A sărit peste ambele. Hai mă, hai să-l prind. Nu cred că m-a văzut, habar n-am ce-a făcut. E pus perfect, îl bag direct în basement. Deci papa, ceilalți vor scăpa, cred că activează generatoarele, dar ăsta e mort. Ești rip. Cum face? Punem în spate aici. A, nu l-am pus în spate, am să-l pun aici, mă rog. E bine și așa. Să vedem, e cineva pe aici cumva? Nu prea. Mă îndoiesc să fie cineva. Nope. Era culmea să mai găsesc pe unul. Nope. Da, băieți, încearcă generatoarele, n-am ce să le fac. Dacă plec, vine și-l salvează cineva pe ăsta. Hai mă, ajută-mă și lasă-te mort. Nu mai apăsa. Așa, mersi. Ok, hai să mergem la ei. Văd că au dat 50 de failuri la generatorul ăla. Sunt prostălăi rău. Ok, și unul aici. S-au mutat pe generatorul ăla. Aici m-aș ascunde eu. Nu e bună. Fuck! Ok. Se mișcă repejor băieții. Bă, glumești? Pot să fugă ăștia peste tot. Stai aici. Cum am ratat. Bă, îți ridică ecranul sus de tot să nu mai vezi nimic. A dispărut, ești nebun? Cum o mai poți găsi aici, uitați-vă și voi, te poți ascunde atât de ușor. Super, super ușor te poți ascunde aici. Acolo cred că e cineva, sau nu e? Ba da. Te-ai speria, boss? Hai mă, se prind una. Credeam că uneori poți să-i faci o animație în timp ce sare. Te-am prins! Am crezut că a scăpat. O, i-am prins frumos, n-ai ce zice. E un cârlig fix lângă. Am avut noroc. Perfect. Și mai e fetița asta aici. Dacă scapă ăla, are noroc. Nope. Uite-o. Hai să-l salvează. Vă urăsc. Ce-mi faci ăsta aici nebun? Unde naiba
s-au dus, mă? Mă, deci îi pierd atât de ușor și și-a dat și viață jegosul. Mamă, nu-mi vine să cred ce mi-au făcut. O, dispărut, ești nebun! Ce juc mi-a dat! Bă, i-am avut la mână. Joacă bine, n-ai ce zice, și nici nu mă pricep eu să joc ca ucigaș, aia e problema. Nu mai știu, pentru că nu m-am mai jucat. Și îi pierd foarte ușor. Uite, asta dacă nu-și dădea viață, era aripa aici. Dacă trebuie să-i dau bastârca. Bă, ești prost? Ce? What? S-a învârtit în jurul meu și am pierdut-o, efectiv. Wow, chestia... Ok. Ok. Mi-a plăcut asta, sincer. Mi-a plăcut schema. Multe din șmecheriile pe care le știu ca supraviețuitor, le-am învățat jucând ca ucigaș, dacă vă vine să credeți. Deci e bine să joci ca ucigaș. Să vezi și din perspectiva celui care te urmărește. Celălalt va scăpa, probabil nu va salva pe asta. Chiar dacă ea l-a salvat pe el. Rip. Sucks to be you, bro. Nu mai lasă scape, a scăpat deja până acum. Celălalt e liber, dar tu nu pleci. Mi se pare că se pune victorie la ucigaș dacă omoară 3 oameni. Mi se pare. Și oricum am făcut multe puncte, că i-am băgat pe amândoi în cârlig. Practic eu am băgat pe toți în cârlig, dar au scăpat. Pare rău, boss, nu te mai las. Nu ne permitem să o mai lăsăm să scape, pentru că știm ce se întâmplă. Și ăla e în partea cealaltă, dar cred că a scăpat deja. Da, a scăpat deja. GG, n-am ce să zic. A terminat, gata? Gata. GG! GG boys! Și vreau să văd dacă se pune ca victorie. Da, s-a pus ca victorie. Am mai luat un cristal pentru că i-am băgat pe toți în cârlig și am făcut multe puncte. Deci e o victorie pentru marele Irafael. Și am făcut și multe puncte, ceea ce e șmecher. 10.000, not bad. Not bad at all. Și am multe puncte să-mi pun ca supraviețuitor, pentru că mișto că ți se salvează. Switch roll și pot să-mi pun tot aici punctele. Vai de capul meu, trebuie să iau asta. Rare premonition. Bun, voi încheie episodul, băieți. Sper că v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!